Forțele navale române au organizat în Marea Neagră cel mai amplu exercițiu multinațional dedicat scafandrilor de luptă. La activitățile coordonate de Centrul 39 Scafandri din Constanța au participat 250 de militari români și aproximativ 100 de militari din Statele Unite, Ucraina, Georgia, Bulgaria și Azerbaidjan. Principalul obiectiv al exercițiului este creșterea interoperabilității între țările riverane Mării Negre pe partea de scufundare. Este cel mai mare exercițiu de acest gen în Marea Neagră. Ne bucurăm să-l găzduim din anul 2011 și cu siguranță simt personal și am și feedback-ul de la participanți că într-adevăr ne-am îndeplinit obiectivele și într-adevăr am început să ne cunoaștem mai bine, am început să ne armonizăm procedurile, chiar dacă unii sunt NATO, alții nu sunt. Sub apă vorbim aceeași limbă, la fel între ghilimele, ne înțelegem din ce în ce mai bine și obiectivele le devenim. În cadrul exercițiului, scafandrii de mare adâncime și-au testat capacitatea de a executa lucrări tehnice complexe în condiții de presiune crescută și temperaturi foarte scăzute. Adâncimea la care vor executa activitatea de scufundare este în jur de 42-43 de metri. Temperatura în urma exercițiilor făcute ieri, am constatat că până la 15 metri este în jur de 20 de grade, după care brusc cade până la fund la 7-8 grade, deci e o temperatură destul de scăzută. Curentul este foarte mic, în schimb avem noroc o vizibilitate perfectă 8-9 metri, deci de la o adâncime de 30 de metri se vede fundul mării. După ce execută activitatea de lucrare subacvatică, scafandrii vor reveni la suprafață sub îndrumările șefului de scufundare, respectând palierele de decompresie. Pe parcursul misiunii, scafandrii de mare adâncime au ținut legătura cu echipa de la suprafață, care a monitorizat permanent parametrii în care s-a desfășurat acțiunea. 5 minute, da? 5 minute avem deja. Da, imediat. Aici se poate vedea flanșa. Misiunea este să o decupleze din partea asta, să o cupleze în partea cealaltă. Lucrarea nu se execută într-un punct fix, având în vedere că nava, deși este ancorată, ea girează pe ancoră, iar noi trebuie să ne deplasăm în continuu după piesă, ea fiind legată de navă. Ca scafandri lucrători subacvatici, încercăm să executăm lucrarea în cel mai scurt timp, ținând cont și de pregătirea și condiția fizică pe care o avem. Am executat acest tip de lucrări, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, și vă pot spune că necesită o atenție sporită datorită faptului că se lucrează și cu scule hidraulice subacvatice, iar pericolul este destul de mare, deoarece pot apărea și accidentări. Revenirea la suprafață s-a făcut după reguli la fel de stricte, cu respectarea palierelor de decompresie și a măsurilor de siguranță. Recuperează, te rog. Scafand 2 pe punte. O mină rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial a fost descoperită în cursul exercițiului pe Marea Neagră. Pentru neutralizarea ei au intervenit în condiții reale scafandrii EOD, specializați în folosirea explozibililor. Atenție întregul echipaj, se execută distrugeri reale de mine la Buba. Se execută distrugeri reale de mine la Buba. 274 aici, EOZ-ul, în 3 secunde inițiem explozie. Afirmativ, recepționat. 3, 2, 1, foc! Mina a fost neutralizată. Aici 274, mulțumim, EOZ-ul. În cadrul exercițiilor pe Marea Neagră s-au mai executat manevrele de intervenție în cazul unui accident de adâncime. De asemenea, un detașament al scafandrilor de luptă a desfășurat procedurile unei acțiuni de boarding privind verificarea activității unei nave, a echipajului și a încărcăturii aflate la bord.
Scafandrii de luptă urmează să participe în cursul acestui an la o serie de misiuni internaționale sub egida NATO.